cu ocazia că astăzi este 1 septembrie, ne bucurăm și de prima zi de toamnă, bineînțeles. N-am mai filmat un videoblog, o chestie, o ceva așa, să stau calm și pur și simplu să povestesc sau să mă relaxez în pat și să fie un clip din asta 9-16, lung, nu din alea scurte și chestii de-aștia. Au, cam dure mâna. Vreau să cred 1 septembrie, toamna va începe pe bune, pe 22 septembrie, când e echinocțul de toamnă, bineînțeles, de anul de primăvară. Așa. Și pur și simplu mă bucur de liniște. Mă rog, la ce Dumnezeu e pe afară, numai liniște nu poți să zici că este. Mi-a cumpărat și o carte. I-am făcut video ieri. Ieri pe 31, ca să zic întâi. Cu ocazia asta, acum câteva, cred că acum o oră m-am apucat de o prăjitură, care nu mai e. Am găsit o rețetă de ceva prăjitură cu scorțișoară și măr. Numai că astăzi n-am avut decât un măr, așa că am făcut și măr și am improvizat cu niște căpșuni. Nu mai e. Efectiv, nu mai e. S-o dus, frate, și s-o dus. Ziceam de carte, așa arată cartea. Căutător, uite, scoici. Este o lectură ușoară, nu are vreo 716 pagini. Efectiv, 700. Scuze greșeala mea, 700. Ai scris, fata mea. 728 pagini. Viața, 728 de pagini. Aici, dacă vreți să citiți sinopsisul cărții, puneți pe pauză. Este așa că încă nu am plătit-o. Am plătit-o, dar n-am plătit-o pe română. Eu lucrez la benzinările. Am mai vagina, ok? Am putut să o iau. De fapt, nici nu știam că o avem. Asta a fost chestia, că nici nu știam că o avem. Așa? Și eram cu alți colegi la țigară și când am văzut căutătorii de scoici din geam de afară înăuntru, stai și mă gândeam, bă, asta e nouă, eu n-am văzut. Și pur și simplu, i-am dat cash, papa, bonul e în casă, trebuie doar să o plătesc. Asta când o să vină banii. Acum în septembrie am și eu concediu, de care mă bucur enorm. Și aștept să vină. Duminică începe grădinița, o veni toamna, gata. Stau și mă uit pe geam că am o grămadă de buruieni pe care le tot filmez aici. Și vremea asta care e așa nostalgică. În septembrie cam așa. În septembrie nostalgic, septembrie, octombrie, noiembrie, 3 luni de toamnă, și efectiv bine ai venit toamnă. Îmi place vara, dar îmi place și toamna. Iarna parcă a început să, nu știu cum să zic, toată răcoarea și frigul ăla și toată starea și polei și din soare și să-mi displacă. Acum stăteam și mă gândeam că ar fi mișto să mai găs niște tablouri, cel puțin pe pereți, sau să fac niște modificări pe aici prin cameră. Cum nu știu exact, pentru că nu am nicio idee, dar cel puțin ăsta din spatele meu, nu știu, cred că i-am zis foie gras, s-a mai îmbunătățit, l-am mai pictat cu Dominic, i-am pus frunze. Eu i-am pus frunze, Dominic l-a pictat cum a vrut el și arată abstract. Este o pictură abstractă. Foarte fain. Nu știu dacă am mai filmat. Oare am filmat? Ba. Stau și mă gândesc dacă am filmat. Că mi-am pus dinți. Și acum i-am pe toți. Bine. Se vede, cred că se vede că care s-a mei, care nu s-a mei. Doi, mai am eu resus din fabrică.
adică ăsta e al meu și ăsta, bă, ăsta. Și am zis că fac un clip legat de dinți, de costuri și chestii de-astea, dar nu cred că am mai reușit. Pentru că nu m-am mobilizat să filmez ceva și n-am mai avut cheful și starea necesară de a filma ceva. Acum că e toamnă, Doamne ajută, mă bucur că e toamnă. Stăm prin case. Ne bucurăm de vremea faină. De schimbările de culoare. De vânt, de ploi, de cataclismă, de ce vreți voi. De când începe școala. Pentru alții. Azi de grădiniță. Ne bucurăm de vremea faină, de pânzele de păianjen, de mașini, de tot. Un anotimp foarte nostalgic, relaxant. Asta am vrut să zic și să filmez, că nu știu exact ce aș vrea să mai zic, decât că vă doresc o toamnă frumoasă și liniștită și plină, toamnă plină de culori și să vă bucurați de viață. Ce frumusețe e! Bine. Toamnă frumoasă să aveți. Bye!